Domnul Grama, spațiu public, a fost acuzat că s-au făcut multe angajări la EcoAqua. Și fac în continuare angajări. Și noi știm că s-au produs și nereguli acolo. Când ați preluat mandatul, ați constatat că unii lucrători nu-și făceau treaba. S-au executat niște lucrări neconforme. Ați dat un exemplu privind facturarea care nu a fost tocmai corectă. Cine puteți spune? Angajări fac în continuare la EcoAqua și îndemn tinerii să vină către operatori, tinerii care au terminat facultăți, ingineri în principal, la momentul de față doresc să angajez și economiști cu o experiență minimă de 2 ani de zile și am și făcut asta. Dacă îmi solicitați, domnul Purloagă, pe 544, puteți să vă pot răspunde la solicitare. La solicitat, dar acum suntem în instanță. I-am aici, să știți toți. Am angajat tineri care au terminat, am o fată care a terminat robotică, Daniela, care e o fată tânără și care e de viitor. Echipa WIP, în general, este o echipă nouă, o echipă care poate să ducă acest proiect major. Chiar am modificat organigrama în urmă cu o lună de zile și am modificat de la 15 posturi la 31 de posturi echipa WIP. Într-adevăr, au fost făcute și mai descoperim lucrări care au fost făcute pe post mediu, lucrări cu neconforme sau lucrări care la momentul respectiv ar fi trebuit să arate altfel vis-a-vis de branșamente sau vis-a-vis de racordurile de canalizare și apă. Încercăm să le remediem, încercăm să intervenim oriunde este nevoie și vândând ca orice avarie să fie transmisă prin dispeceratul EcoAqua. Timpul de rezolvare a problemelor în ultimul timp s-a modificat de la 72 de ore la o oră sau maxim două. Au mai fost discuții la nivelul municipiului că intervenim și lăsăm zonele respective doar acoperite cu piatră, dar noi facem înștiințarea imediată a primăriei Călăraș în momentul în care declarăm o avarie a primăriei și a poliției Călăraș. Și totodată transmitem comandă pentru asfaltarea acelor zone, asfaltare care, printr-un parteneriat cu primăria, se face prin serviciu public spații verzi, ceea ce s-a și întâmplat. Că mai sunt lucrări care urmează să fie făcute, asta cred că în ultimul timp au fost condiționat și de vremea de afară, temperatura nu le-a permis să toarnă acel asfalt. Dar suntem într-o legătură directă cu primăria Călăraș și problemele sunt rezolvabile. Cât la sută din consumul de energie electrică va acoperi acel, dacă se va implementa acel proiect pe fotovoltaic? La nivel de municipiu va acoperi 70%. Va reduce prețul? Nu se va reduce prețul, pentru că v-am spus că tariful la apă este influențat de cheltuiala cu energia, cheltuiala cu personalul și POIMU. POIMU este cota de cheltuială care influențează cel mai mult în momentul de față tariful la apă. Cheltuiala cu personalul era defectuoasă. Domnul Grama, ne aducem aminte, muncitori de la EcoAqua aveau aproape sub salariul minim pe economie. Cum ați rezolvat-o? Cred că la două luni după instalarea mea în funcție am făcut o evaluare a întregului aparat al operatorului, erau 286 de persoane care aveau un salariu net, atenție, net, cu ore suplimentare și zile de sâmbătă și duminică plătite, între 1800 de lei și 2300 de lei net. Aceste persoane au fost aliniate în momentul de față la 2500 de lei net, vor fi aliniați prin ordonanța de urgență, începând cu 1 ianuarie, la 3.000 de lei brut. Totodată am, în urma negocierilor cu sindicatul, tichetele de masă au fost majorate de la 10 lei la 30 de lei, pentru că, haideți să, operatorul de apă și canal e un partener al comunității, nu e o parie a comunității. Oamenii ăștia care lucrează în cadrul operatorului, până la urmă sunt oameni din comunitate, din Călăraș, care au la rândul lor copii și generează cheltuieli. Operatorul de apă și canal a fost văzut sau promovat ca o imagine negativă a municipiului Călăraș sau a județului. Operatorul este unul dintre cei mai mari angajatori și este unul dintre
operatorii, unul dintre agenții economici care plătește taxe și impozite la nivelul municipiului Călăraș. În perioada următoare, bine, totodată am dat și prime oamenilor pentru lucrările care au fost făcute, cum au fost avariile, avaria de la Podul 4, avariile care au fost pe strada Flacăra sau avariile importante, oamenii în momentul de față sunt și premiați pentru intervențiile care au luat la nivelul și județului, pot să spun, nu neapărat la nivelul municipiului. Deci le-am adus un plus. Acum, în perioada următoare, că suntem în perioada sărbătorilor, copiii angajaților vor primi vouchere de 150 de lei fiecare copil. Deci tot timpul voi veni în întâmpinarea lor, iar salariile până la urmă trebuie să reflecte totodată munca, dar și să aibă și dorința de a veni la muncă. Domnul Grama, ce ne puteți spune despre acele echipamente inteligente care vor permite identificarea pierderilor de rețea sau a futurilor? În momentul de față avem un lucru pentru cartierul rezidențial, pentru cartierul bogaților din municipiul Călăraș, unde bogații nu plătesc. Oamenii amărâți și simpli cu pensii de 1000 de lei sau 2000 de lei plătesc și sunt mereu la casierile noastre, pe când în cartierul rezidențial am întâmpinat cele mai multe probleme. Și atunci am, în urma discuției avute cu directorul de sucursală, am demarat aceste lucrări aici și aici avem o monitorizare continuă. Pe de o parte avem locuințe unde sunt cu telecitire și locuințe unde nu sunt cu telecitire. Va fi primul cartier, va fi cartier pilot. Pentru a verifica aceste pierderi, avem un DMA funcțional în zona Măgureni. Așteptăm momentul de față să finalizeze investiția primăriei pe zona de canalizare și în continuare vom demara, în funcție și de veniturile care le vom avea, și alte zone ca să monitorizăm aceste pierderi. În urma ședinței avute, în urmă cu o săptămână, am dat dispoziție ca și zona industrială a municipiului Călăraș să fie verificată. Vreau să vă mai anunț și să un lucru extrem de important. Începând cu ziua de luni, trei echipe în cadrul operatorului de apă și canal vor face verificări în fiecare scară de bloc și la fiecare apartament după ora 17, tocmai pentru a face o citire corectă și a face o verificare a tuturor apometrelor, pentru că sunt apometre montate și în 94, și în 96, și în anul 2000. Și vă mai dau o informație, nimeni, la nivelul, cel puțin cât voi fi eu la nivelul operatorului, nu își va mai schimba apometrul sau controlul pe banii proprii. Apometrul va fi schimbat de prin operator. Începând de când? Cred că începând de ieri. Păi doar ce am schimbat un apometru pe banii mei. Veniți cu depozit. Pentru că au fost foarte multe solicitări și ca să evităm, cu siguranță n-ați pus un apometru cu telecitire. Nu, apometru ca, clasă. Da. Și ca să evităm aceste, poate nu vă găsim acasă, poate sunteți în concediu, ca să evităm aceste probleme, montăm noi strict cu telecitire. Deci fiecare contract nou, începând de ieri, va primi apometru cu telecitire. În același timp, în zona de case, vom avea apometrele în afara curților. Nu vor mai fi apometrele în interiorul curților, tocmai pentru a evita aceleași probleme. De neputința noastră de a intra în curte, pentru că până la urmă e proprietatea omului. A spus că în momentul de față toată lumea plătește paușal. Cine nu declară? Cine nu declară plătește paușal. Da. Ce înseamnă paușal? Înseamnă 6,3 metri cub pe persoană. Din oficiu. Deci în momentul ăsta 100% din cei care figurează ca și clienți ai Coaqua trebuie să plătească. Exact. Deci cum plătim gazul și energia și cum am mai spus și aici în ședința de Consiliul Județean, la INL ne certăm cu robotul și la Coaqua o grama, așa trebuie să înțelegem că trebuie să plătim și apă. Și vă spun, dacă vom citi corect, vom plăti corect. Și nu o sumă mai mare decât
ceea ce primim în momentul de față. Adică nu vor mai fi probleme, asta trebuie să înțelegem, că să nu mai fie, să mai fie probleme. Adică dacă cineva consumă 3 metri și chiar consumă 3 metri cub, să zicem, trebuie să se ducă, după ce vine factura cu paușal, trebuie să se ducă la Ecoaqua, să solicite o citire și să regularizează. Exact. Am fost de bună credință, am încetat să mai fim de bună credință, pentru că reacția din teren a fost cu totul și cu totul altă. Deci consumul mediu estimat de dumneavoastră e de 6 metri cub pe persoană. Pe persoană. La două persoane într-o locuință înseamnă aproape 13 metri cub. Exact. Și cine este sub 13 metri cubi? Nu, cine este sub 13 metri, sub 5 metri consum, consum pe apartament. Vă dau exemplu unui apartament care la bucătărie avea 0 consum și la baie 1 metru. În condițiile în care în apartamentul respectiv erau 3 persoane. Refuz să cred că la bucătărie nu consumăm apă. Dumneavoastră a spus 5 metri cub de persoană sau de apartament? De apartament. Aia e limita minimă. La și la altul e 0. Păi cei cu 0 primesc paușal. Asta a spus. Păi dar nu se poate 5 metri cub la un apartament. Decât dacă stai singur și jumătate de zi. V-am adus situații cu facturi unde sunt scări de bloc. Sau nu faci baie decât sâmbătă. Asta e facem baie în fiecare zi, doar că nu declară. Nu dumneavoastră. Nu, care... nu declară. Se spală cu aceeași apă. Nu e obligatorie în fiecare zi. Deci am facturi aici. Cine nu dă indexul corect, primește 6 metri. Limita minimă de la care trebuie, de la care intervine paușa, este de 5 metri cub pe apartament, de locuință. Nu pe persoană. Deci limita minimă este odată situația în care declară 0, până în 5 metri cub. Până în 5 metri cub, da. Bun, și după aceea vine paușalul care repartizează 6,3 pe persoană. Pe persoană. Exact. Deci mai bine declar 6 metri cub decât să-ți vină 13. Mai bine declar corect. Adică declar mai mult. Cu alte cuvinte, domnul Grama, dacă eu am două apartamente și locuiesc la casă, ce fac cu apartamentele alea? Sunt o singură persoană. Dacă nu locuiți, dacă nu locuiți, veniți la operator, faceți o solicitare, se sigilează acele apometri. Deci vreau să înțelegem un singur lucru. Sunt situații unde într-adevăr nu există consum. Poate pleacă omul în concediu, o lună de zile. Corect. Sunt situații în care s-o poate moare. Sunt situații în care consumul nu este transmis corect, cu intenție. Trebuie să o începem de undeva.